cine ar putea fi marele câștigător de la Survivor România 2022 Alberto prea a făcut dezvăluirea surprinzătoare Alberto prea a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți din sezonul trecut de la Survivor Aceasta a reușit să câștige admirația publicului și să treacă peste una dintre cele mai mari provocări din viața sa Fostul războinic ne-a explicat ce părere are despre noul sezon al show-ului din Republica Dominicană Alberto Pre a discutat despre cum vede noul sezon Survivor România. Fostul războinic așteaptă să apară noi concurenți pentru a se bucura de un spectacol din punct de vedere sportiv. De asemenea, acesta și-a spus părerea cu privire la ce se întâmplă în echipele din emisiune. Mi se pare fără dinamism, fără intensitate. Probele mi se par mai ușoare față de ce am avut noi. Concurenții din tabăra faimoșilor mi se par destul de orgolioși, fiecare își dorește să se impună. Certuri au fost încă de la început din primul episod. Mi se pare că situația faimoșilor este la fel ca anul trecut. În tabăra războinicilor este destul de bine momentan, încă nu au pierdut jocuri de imunitate, a a fost primul după o lună. Nu prea au avut motive să se certe, au mai fost mici discuții, dar minore îmi place formatul, s-a schimbat puțin atunci când vine vorba despre imunitatea personală. Aștept concurenți noi, aș vrea mai mult spectacol din punct de vedere sportiv, ne-a spus, în exclusivitate, Alberto Prea. Cum îi pot afecta pe faimoși certurile de la Survivor România 2022? De asemenea, Alberto Prea a punctat că orice ceartă sau discuție în contradictoriu îi poate afecta pe concurenți atunci când vine vorba despre puncte. Fostul războinic a explicat că Cerebel și Cătălin Zmărândescu au o mentalitate potrivită pentru echipă, însă ar trebui să fie mult mai temperați. Orice ceartă te afectează pe traseu. Eu știu pe pielea mea, când toată echipa a fost împotriva mea nu am mai dat randament. Aduceam foarte greu puncte, a fost nevoie ca ei să plece pe rând ca să-mi revin. Fiecare vrea să se impună, în tabara faimoșilor sunt oameni destul de cunoscuți, sunt orgolioși, poate mulți dintre ei sunt egocentrici. Fiecare își dorește să fie lider. Am văzut că și Rengle își dorește să acapareze tot, deși mie nu îmi place foarte tare strategia pe care o adoptă, ar putea să meargă pe drumul lui. Zmărândescu mi se pare că are un ton cam ridicat și e puțin cam nervos, la fel ca și cerebele, Totuși, mentalitatea lor este foarte bună, este benefică pentru echipă. Ei primesc mai multe mesaje pozitive, dar probabil că ar scăpa și de comentariile negative dacă ar fi mult mai temperați. Concluzionând, certurile îi destabilizează și afectează evoluția pe care o au pe traseu, a mai zis acesta. Pe cine vede câștigător? Surpriza vine chiar din partea războinicilor. Alberto prea consideră că Ionuț Popa este cel mai bun concurent din acest sezon. Ba chiar fostul războinic este de părere că acesta ar putea să câștige emisiunea care se desfășoară în Republica Dominicană. Dacă ar fi fost acest concurent în sezonul nostru și ar fi avut adversarii pe care i-am avut noi, nu știu câte șanse ar fi avut. Totuși, dacă ne raportăm la acest sezon, doar pe Ionuț Popa îl văd la Survivor România 2022 mi-ar plăcea să intre rezerve mai puternice, să văd mai mulți adversari. Momentan nu văd la faimoși adversari pentru Ionuț Popa.